Atât aș vrea să spun despre ordonanță și aș vrea să mă refer la raportul comun al comisiilor din Senat. Aș vrea să dau citire celor patru argumente care au fost aduse de Senat, de Comisia de Sănătate din Senat. Și m-aș bucura foarte tare dacă am putea să le discutăm sau cineva din comisie, înțeleg că sunt trei persoane, să le dea citire. Mie mi-e rușine. Mi-e rușine că Senatul țării mele a putut să dea aceste motive pentru respingere. Deci, primul motiv... Aș vrea să nu vorbim... Vă rog, limitați-vă la motivație. Nu e vorba de rușine. Susținere, motivațiile pe care le aveți în susținerea prevederilor din ordonanță. Asta am făcut-o deja, dar trebuie să vedem cine o respinge. Deci, motivele respingerii date de Comisia de Sănătate din Senat, și nu vreau să jignesc pe nimeni, îmi cer scuze. Poate a fost făcut în fugă, poate a venit vacanța parlamentară. Avem înțelegere pentru toate aceste lucruri și avem de asemenea încredere în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților că își va face treaba așa cum se cuvine.